Bine ați venit la o nouă ediție a Galei Sportului și Învățământului Ioneștean, eveniment care a debutat în 2012 la inițiativa primarului Victor Laurențiu Neghină și iată-ne la o distanță de 10 ani, primind din nou excelența tinerilor din Onești, excelența în învățătură și în sport. Pentru o bună desfășurare evenimentului, v-aș ruga ca în momentul în care v-aș ruga virgulă, da? Să urcăm doar pe partea stângă, coborâm pe aceeași parte. Și acolo este, sunt și colegele mele care vă vor solicita buletinul pentru a vă înmâna premiile în bani. Începem cu școlile și liceele din oraș. Vom continua cu sportivii de la Clubul Sportiv Școlar și încheiem cu cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Municipal din Onești. Spuneam că această gală a sportului și învățământului oneștean a debutat în anul 2012 la inițiativa primarului Victor Laurențiu Neghină, pe care am plăcerea să-l și invit în scenă alături de mine. Domnule primar! Bună ziua! Doamnă inspector general, domnilor profesori, domnilor antrenori, stimați invitați, astăzi avem bucuria și onoarea de a participa la un eveniment de suflet, așa cum spunea și Alin, pentru prima dată la Onești, Gala Învățământului Oneștean, la inițiativa mea și cu susținerea Consiliului Local, a avut loc în 2012. De atunci și până acum, generații de tineri au fost recompensați pe măsura efortului. Profit de această ocazie să felicit părinții, cadrele didactice, antrenorii și nu în ultimul rând campionii. Când spun campioni, mă refer atât la olimpicii la învățătură, cât și la sportivii meritoși care medaliați. Voi, tinerii, care ne aduceți bucurie în suflete și ne faceți mândri că suntem oneșteni. Vă felicit, vă urez succes în activitate și să aveți parte în viață de respectul cuvenit. Încă o dată, felicitări! O invit pe doamna inspector general să ne transmită câteva gânduri. Ana Maria Egarmin, inspector școlar general. Bună ziua, bine v-am găsit. Felicitări pentru evenimente, având în vedere istoricul acestei gale. Felicitări, dragi copii, dragi tineri, felicitări, dragi cadre didactice, ai noștri colegi care de foarte multe ori puneți timp la bătaie, puneți perseverență, puneți răbdare și, bineînțeles, cunoașterea muncii pe care o faceți. Felicitări pentru că ați ajuns astăzi aici să fiți elogiați, să fiți premiați. Spunea domnul primar că este o bucurie și o onoare să fim aici cu toții. O bucurie pentru că, iată, în astfel de momente subliniem ceea ce reprezintă produsul muncii dumneavoastră, așa cum spuneam, tuturor elevi, părinți, da? Și, bineînțeles, profesori îndrumători, profesori antrenori. Și o zi în care onoarea se simte, este, iată, în fața noastră, între noi, printre noi, în sensul că realizăm că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, performanța ne face să ne simțim bine, ne face să trecem dincolo de ceea ce reprezintă și neajunsurile sistemelor, fie cel de învățământ, fie cele socio-administrative, dar iată că dincolo de acestea există omul, care prin voință, perseverență, creativitate de foarte multe ori și, bineînțeles, colegialitate și poate mai mult decât atât printr-o disponibilitate în a acorda o continuă
eu știu, îndrumare, da, de la profesor la elev, de la părinte la elev, bineînțeles, și aici e zona în care spuneam și familia are rolul de susținător pe mai multe direcții, pe mai multe, în mai multe etape, în așa fel încât, da, performanța să se producă, fie în context educațional propriu-zis, fie, iată, în domeniul sportiv. Felicitări încă o dată că ați ales performanța, dragii noștri copii, dragii noștri tineri, felicitări pentru că perseverați în a face performanță, țineți-o tot așa, în mod sigur, pentru județul Bacău, învățământul și sportul oneștean își face simțită prezența, bineînțeles, în sens constructiv, pozitiv, într-un crescendo pe care îl realizăm, îl recunoaștem cu toții. Felicitări, să aveți sărbători fericite, sănătate, țineți-o tot așa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna inspector. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să fiți alături de noi astăzi la acest eveniment. Mulțumim! Și vom începe festivitatea de premiere. La fiecare instituție de învățământ vom nominaliza elevii, cadre didactice, dar pe scenă vor intra întâi elevii. După ce am terminat cu elevii, chemăm în scenă și cadrele didactice. Vă mulțumesc! Începem cu Școala Gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, elev Mâță Gheorghe Nicolae, clasa 7A, mențiune la Olimpiada Națională Interdisciplinară, Cultură și Spiritualitate Românească. Pentru următori, Vârlan Nadia Larisa, la limba română, și Podaru Vasilica, religia ortodoxă. Fiind un caz mai special, invităm și cadre didactice în scenă. Directorul acestei instituții de învățământ, Nadia Larisa Vârlan. Elevul unde este? Putea să rămână un pic pe scenă pentru o poză? Nicolae? Așa încercăm să procedăm la fiecare instituție, să facem și o poză. Mulțumim frumos! Felicitări! Liceul Teologic Fericitul Ieremia, Balint Andreea Veronica, locul întâi la Olimpiada de Religie. Profesor îndrumător Goșman Albert, felicitări elevii, felicitări profesorului și felicitări și directorului acestei instituții, domnul Ioan Paliștan. Felicitări, mulțumim! De aici lucrurile deja se schimbă un pic. O să invit în scenă elevii Colegiului Național Dimitrie Cantemir Oneș. La Venețiana Arabella Maria, participare la Olimpiada de Limbă Franceză, profesor coordonator Agachi Lătrăbiara. O să invit profesorul la urmă să urce împreună cu ceilalți colegi pe scenă. O altă performeră pe care o rog să se pregătească, bulgarul Jessica Giulia, limba italiană. Balaban Oriana Cristiana, la fel mențiune la Olimpiada de limba italiană. Mențiune la aceeași la Olimpiada de Limba și Literatura Română, Danilă Alexia Andreea, clasa 11-a. Îndrumător, profesor Cosma Alina.
Palade Alexandru Neculai, clasa a 9-a, mențiune la Olimpiada de TIC, următorul profesor Tanga Diana. Bucur Ana Maria, clasa 10-a, participare la Olimpiada de Limbă Latină, următor profesor Cercel Maria. Luca Delia Ioana, Olimpiada Națională a Sportului Școlar Șac, următor Sava Oancea, Adrian Ilie. Andrișca Justin Alex, mențiune la Olimpiada de Istorie, fiind din clasa 10-a, următor profesor Romandaș Bogdan Florin. Drăgan Mihaela, Olimpiada de Limbă Engleză, fiind din clasa 9-a, următor profesor Filip Gabriela Felicia. Budnaru Daria, din clasa 11 la limba engleză, următor druga Dina Crina, din păcate, Daria nu poate fi prezentă. Doamna profesor ridică diploma. Dragan David, Olimpiada de Matematică, următor județul Gabriela. Pușcalău Călin Andrei, mențiune la Olimpiada de Fizică și o participare la Olimpiada Națională de Matematică, următor Pasoc Leguța și tutor Lavinia. Vrânceanu Maria, la Olimpiada de Fizică, următor profesor Pasoc Leguța. Zgăvărnici Radu Ștefan, la fel, distinție obținută la Olimpiada Națională de Fizică. Susanu Octavian, Olimpiada Națională Științele Pădurii, Pământului, pardon, și o mențiune la Olimpiada Națională de Chimie. Întrebător, Dobrotă Costin, Mocanu Cristina, Remnicianu Ionel, Dragomir Ilie, pentru Olimpiada Națională Științele Pământului și Rămâneam Ionel pentru Olimpiada de Chimie. Plutașul Victor Ovidiu, premiul întâi, Olimpiada Națională de Istorie, următorul înapoi, Luminița Cristina. Negureanu Alexandru, Olimpiada Națională Științe pentru Juniori, următorul Mocanu Cristina, Vasov Lenuța, Rămâneceanu Ionel și Olimpiada de Chimie, următor Râmnicianu Ionel. Și în ultimul rând, pe Jinariu Valentin, clasa 9-a, rezultat deosebit la Olimpiada de Religie Ortodoxă, următor Petrică Caudiș. Invită în scenă și profesorii îndrumători, Agachi Lăcrămioara Elena. Cosma Alina. Tanga Diana. Cercel Maria. Sava Oancea Adrian Ilie. Romandaș Bogdan Florin. Gabriela Felicia Filip, directorul acestei instituții. Drug Adina Crina.
Jubenski, Gabriela, Basoc, Lenuța, Tudor, Lavinia, Dobrotr, Costin, Mocanu, Cristina, Dobrotr, Costin a luat domnul profesor, Mocanu, Cristina, Râmnicianu, Ionel, nu este domnul profesor, Dragomir Ilie, Onofrei Luminița Cristina, și Cautiș Petrică. Aceștia sunt elevii și cadrele didactice care în acest an școlar au obținut rezultate deosebite. Merită aplauzele noastre. Felicitări și mulțumim! Acum știu că se va crea un pic aglomerație acolo. Putem să venim și mai târziu să luăm, să ridicăm premiile pe parcursul întregului eveniment. Toți cei care urcă pe scenă și sunt, li se oferă diplome, primesc premii și în bani. Datoria dumneavoastră este să munciți, să aduceți premii la Onești, să aduceți bucurii oneștenilor în suflet, iar datoria noastră ca și administrație publică locală este să găsim fondurile necesare pentru a onora munca dumneavoastră. Noi suntem pregătiți pentru oricât de multe premii puteți aduce la Onești. Mulțumim! Vom continua premiera noastră cu colegiul tehnic Gheorghe Asachi, Michea Andreea Valentina, premiul întâi la Olimpiada Națională, area curriculară tehnologii, domeniul protecția mediului. Să încercăm să lăsăm acolo, în zona mesei, un pic loc liber pentru a putea trece toată lumea. Rămâi pe scenă pentru a invita și profesorii drumători, Bucă Mihaela și Pantelimon Delia. Felicitări! Iarăși o să avem o instituție de învățământ cu mai mulți premianți. Este vorba despre Colegiul Național Grigore Moisil Onești. Și începem cu Burdușa Sabrina, premiul întâi la Olimpiada de Limbă Rusă Modernă. Rugămintea mea este, după ce primiți premiile, ridicați premiile, să rămâneți în sală, să îi aplaudăm pe toți premianții și să
fim alături de ei. Mulțumesc! Doamna director Livia Enate. Mulțumim! Rămâneți pe scenă, până la final. Chiriac Sabin, Olimpiada de Geografie, îndrumător profesor Aurel Adrian Mihailă. Constantoiu Cezar, Olimpiada de Informatică Aplicată a CADNET, profesor îndrumător Elena Carmen Melinte. Și la Cezar mai are un rezultat deosebit la Olimpiada de Tehnologia Informației, în premiul 3. Gaftoi Maria Magdalena, Olimpiada Națională a Sportului Școlar Cross, îndrumător profesor Stanciu Maria. Ioance Alessia Letizia, mențiune la Olimpiada de Limbi Romanice Italiană. Dainic Mirones Denis, Olimpiada de Geografie, profesor îndrumător Miguel Aurel Adrian. Pascu Victor, mențiune la Olimpiada de Tehnologia Informației, îndrumător Melinte Elena Carmen. Sandu Andrei Eusebiu, Olimpiada de Matematică, îndrumător profesor Brescan Mărioara. Tofan Irina, premiul 3 la Olimpiada de Limbi Romanice Spaniolă. Bianca Antonia, Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat. Îndrumător, profesor Matei Cristina. Și acum, bineînțeles, în aplauzele elevilor și celorlalți invitați, invităm profesorii. Mihailă Aurel Adrian. Melinte Elena Carmen. Stanciu Maria. Brescan Mărioara. Și Matei Cristina. Elevii și cadrele didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare în acest an. Colegiul Național Grigore Moisil. Dacă cineva vrea să adreseze și câteva cuvinte. Felicitări, mulțumim!
Așa e, când avem mulți premiați, se creează și acolo o mică aglomerare. Dar se rezolvă repede. Cred că putem aștepta un pic. Sunt convins că elevii își doresc mult aceste primii, care sunt substanțiale, nu sunt deloc de neglijat. Moș Crăciun le poate aduce, iată, niște cadouri mai frumoase. Continuăm cu liceul, cu programul sportiv, Nadia Comăneci Onești. Cojocarul Adelina Violeta, mențiune la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină, în următor profesor Cercel Maria. Bântog Emanuel Cristian, Olimpiada de Pătire Sfântină Teoretică. Și chiper Diana Elena. Ambii sunt în primarea profesorului Nistor Aurica. Invităm în scenă și profesorii următori, Cercel Maria, și Nistor Aurica. Felicitări, mulțumim! Și astfel încheiem festivitatea, să spunem, de premiere, prima parte, în care am premiat rezultatele la învățătură, dacă putem spune așa. Oricum, readesez întrebarea, rugămintea lansată și de domnul primar, nimeni să nu părăsească sala până la finalul festivității pentru a ne putea bucura împreună, pentru a felicita împreună toți elevii și sportivii premiați la competițiile din acest an. Clubul Sportiv Școlar Onești, director profesorul Rădurescu Florin, începem cu Burtiche Luca, secția de atletism. Profesor coordonator a Petrei Vasile. O să-l invităm pe domnul profesor mai târziu să urce în scenă. Coșa Luca Mihail, atletism. Locul întâi la un campionat național de aruncări lungi. Îndrumător a Petrei Vasile. Stoica Vlad, badminton, îndrumător Maftei Ștefan, locul întâi, campionatul național, under 9. Mazilu Isabel, tot de la badminton. Vâlcu Mihnea, badminton. Luca Timiș, badminton. Oprișan Ilinca, badminton.
Vrânceanu Vlad Badminton, antrenor Hahuie Valentin. Vlad Andrei Robert, antrenor Bucătaru Doru, judo. Locul 3 la Campionatul Balcanic Under 18. Răzmeriță Paul Alexandru, judo. Locul 3, Campionatul Național de Seniori, Nervoasa. Nervoasa. Cel mai meritoriu sportiv al acestei secții, Miller Georgiana, locul 1, Campionatul Național Under 23, antrenor același Doru Bucătaru. Ionașcu Alexandra Teodora. Judo, antrenor Badea Valentin. Vlad Sorin, la fel judo. Și sper că pronunț bine, Socaci Anita. Judo, antrenor Badea Valentin. Locul 3, Campionatul Național Under 12. Și împreună cu directorul acestei instituții, profesor Florin Rădulescu, vă invit în scenă pe următorii antrenori, a Petrei Vasile, Maftei Ștefan Hahuie Valentin Bucătaru Doru și Badea Valentin. Și domnul Rădulescu, știu că are ceva pregătit. Să dau și un microfon de aici, cred. Aș vrea să mulțumesc și eu elevilor și sportivilor prezenți astăzi la Gala Sportului și Învățământului Ioneștean. Felicitări profesorilor și antrenorilor, cei care au fost alături de acești copii minunați. Mulțumim părinților pentru susținere. De asemenea, în numele Clubului Sportiv Școlar Onești, aș vrea să mulțumesc Inspectoratului Școlar General Bacău și doamne inspector școlar general Ana Maria Igarmin pentru susținerea de care am beneficiat. Și o invit pe scenă lângă mine. Pentru a-i oferi o distinție de merit din partea Clubului Sportiv Școlar Onești. Mulțumim! De asemenea, vreau să mulțumesc organizatorilor acestei gale, Primăriei Municipiului Onești, Consiliului Local Onești și nu în ultimul rând celui care a inițiat, așa cum s-a mai spus, această frumoasă acțiune, domnului primar Victor Laurențiu Nechină, care din partea Clubului Sportiv Școlar îi oferă aceeași distinție. Mulțumim!
Felicitări tuturor și sărbători fericite! Mulțumim frumos! Clubul Sportiv Școlar Onești! Continuăm festivitatea noastră cu cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Onești. Coordonați cu o mână foarte de directorul Ingrid Istrate. Și începem cu secția de atletism. Să vă spunem că această secție a obținut la nivel național și internațional în acest an 125 de medalii, din care, atenție, 44 de aur, 48 de argint și 38 de bronz. Iar printre cei mai meritoși sportivi ai acestei secții se numără Anton Alin, antrenor din ASE Carmen. Vă spun doar așa, pe scurt, la Alin, locul întâi, campionatul național senior, 60 de metri garduri. Încă o dată vă reamintesc, prin cealaltă parte să urcăm pe scenă. Bitan Gabriel, din păcate, nu este prezent, alături de antrenorii Grigore Cornel, Stănescu Răzvan și încă alți doi colegi, sunt la lotul național în pregătire. Firifirică Alin. Locul întâi, aruncarea discului la campionatul național de seniori. Antrenor Agaki Teodoro. Ionescu Sorin. Antrenor Chilase Carmen. Pădure Lara. Locul întâi, aruncarea discului. Iarăși încă o sportivă care nu este prezentă, dar o menționăm, Răduca Monica, la fel este la lot, antrenor Grigore Cornel, Știrbu Sabina. Locul întâi se întâmplă la lungime. Și ultimul sportiv al acestei secții, la fel, nu este prezent, Tabacu Mihai, care a obținut un loc 3 la campionatul național de seniori, printre multe alte rezultate. Antrenorii acestei secții, Ghilase Carmen, Grigore Cornel, Agaki Teodoru și Stănescu Răzvan, domnul Teodoru. Bănuiesc că îi va reprezenta și pe ceilalți colegi, dintre care sunt prezenți la lotul național în pregătire și nu au putut fi prezenți astăzi. Domnul Teodoru ia la pachet. Secția de atletism al Clubului Sportiv Municipal Onești, vă reamintesc, 125 de medalii de aur, din care 44 de aur, 48 de argint și 38 de bronz. Mulțumim frumos!
Sau nu, rămâneți pe scenă ca să vină toți colegii și la un dat o să fie cam mulți. Rămâneți pe scenă pentru toată... Nu? Rămâneți pe scenă. Continuăm cu secția box. Și începem cu Buleu Cosmin. Locul întâi la campionatul național junior 1, antrenor Bradaiș Vasile. Cărare Alexandru. Același antrenor Bradaiș Vasile. Locul 3 la campionatul european junior Italia. Eduard Stoica, antrenor a oraș Relu. Nica Renato, același antrenor a oraș Relu. Și Piștoaie Iosif, antrenor Bradaiș Vasile. Invităm și antrenorii acestei secții, Bradaiș Vasile și Auraș Relu. Secția de box a Clubului Sportiv Municipal a obținut 14 distincții la concursuri naționale și internaționale, dintre care 7 de aur, 2 medalii de argint și 5 de bronz. Secția box CSM Onești. Și acum probabil cel mai mândru antrenor al Clubului Sportiv Municipal, antrenorul secției de lupte, stă cu mințel, liniștit, pentru că intră întâi sportivii, da? Andrieș Georgiana. Locul întâi la campionatul național de juniori, antrenor Iordache Sorin. Cantaraciu Izabela. Și acum locul întâi. Printre multe alte premii, să știți. Nechifor Ana Maria. Nicolae Silviu. Ana Maria. Rotaru Florentina. Rotaru Izabela. Stan Silvia. Vrânceanu Natalia. Vrânceanu Cosmina. Cosmina a obținut un loc 3 la campionatul Balcanic Under 15. Și Coman Adelin. Secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal a obținut 37 de medalii, din care 11 de aur, 14 de argint și 12 de bronz, sub coordonarea antrenorului Sorin Iordache, pe care îl invităm în șer.
Felicitări secției de lupte, felicitări domnului Sorin Iordan. Salutăm prezența în sală și a domnului viceprimar Adrian Jilcu, vă salutăm. Ce sport v-ar plăcea sau ați practicat în tinerețe? Box, nu? Zice domnul Bradaiș. E ok. Să luați domnul Vasile la antrenament. Rezultatele secției karate Clubul Sportiv Municipal. Îl invităm în scenă pe Andrei Botezatu, care a obținut locul 3 la campionatul european Șocotan, cred, din Serbia. Felicitări, Andrei! Dacă e în sală, nu este în sală. E la facultate. Îl felicităm oricum. Urmează secția de gimnastică, zic eu, da? Și începem cu Bădic Alina, locul 1, campionatul național pe echipe, antrenor cristeliana Iacob Alina. Cristea Sara, locul 1 la sărituri. Gabor Ana, locul 2 la bârnă. Tânase Daria, locul 1 individual compus. Secția de gimnastică a obținut în anul 2022 17 medalii, dintre care 7 de aur, 4 de argint și 6 de bronz. Bineînțeles că aici, pe lângă meritul sportivilor, este și meritul antrenoarelor Crișcă Ileana și Iacob Alina. Felicitări! Secția judo. Începem cu Aenoae Marian, un loc 3 la campionatul național de copii, antrenor Panțâru Cristiner. Nu vine. Ok. O să luați dumneavoastră sau un coleg să ia diploma. Bucuroiu Marius, locul 2 la campionatul balcanic Under 15. Florea Marta. Toma Cătălina. Și Văcaru Luca. Secția de judo a obținut 7 medalii în acest an competițional, dintre care una de aur, 2 de argint și 4 de bronz, sub îndrumarea antrenorului Panțeru Cristinel. Domnule antrenor, și ajungem și la ultima secție a clubului, secția de haltere. Și începem cu Asăoanu Adelina, antrenor Matei Cristina. Cambei Lucian, antrenor Marfei Gheorghe. Diaconu Iulian.
Dima Alexandru. Ghihaniș Maria, antrenor Zăldoi Marin. Moroșan Marinela. Onofrei Maria. Sipos Alexia. Ungureanu George. Secția de haltere a obținut în acest an 116 medalii, dintre care 54 de aur, 28 de argint și 34 de bronz. În următorii acestei secții, Maftei Cristina, Maftei Gheorghe și Zăldoi Marin. Acum, eu văd că cineva mai stă acolo și așteaptă. Crede că am uitat. Nu. Nu am uitat. Mai avem o diplomă și încă ceva. Pentru cea care este multiplă campioană de juniori, tineret și senior la categoria 49 de kilograme, campioană europeană absolută la junior 3 cu 3 recorduri europene în acest an și medaliată cu argint la campionatele mondiale de la Bogota la seniori, deși este junioară, având astfel deschis drumul pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde îi ținem cu toții pumnii să reprezinte Onești. Aplauze pentru sportiva anului 2022, Onești, Mihaela Valentina Campbell. Ai, nu, 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 haideți mai în față un pic. Cei mai micuți mai în față, cei mai înalți un pic mai în spate. Și bineînțeles, Clubul Sportiv Municipal din Onești. Director Ingrid Distrate, care cu siguranță dorește să ne spună și câteva cuvinte. Bună ziua și felicitări tuturor elevilor, participanți și medaliați la Olimpiadele Școlare Naționale și Internaționale și, în ultimul rând, felicitări sportivilor mei, clubului Sportiv Municipal Onești, care într-un an greu, un an foarte greu, a reușit să aducă în palmaresul clubului un număr de 317 medalii naționale și internaționale, dintre care 38 internaționale și 124 de campion național și internațional. Felicitări, dragii mei! Felicitări domnilor antrenori, felicitări familiei sportului oneștean. Mulțumim, domnul primar, pentru apreciere și pentru recunoaștere și pentru faptul că ne sunteți aproape. Și, nu în ultimul rând, vreau să vă spun că toată această muncă, nu de un an, de ani de zile, anul acesta a fost în mod deosebit încununată prin rezultatul Mihaelei. Rezultat nu doar că a urcat pe podiumul internațional la europene și la mondiale, ci aș putea veni în completare să vă spun că are la europene, da? Ce ai la europene? Ai recordurile toate, da? 3 recorduri europene la juniori, iar la
iar la campionatele mondiale are 3 recorduri la campionatele de europene de seniori. Pe această cale vreau în primul rând să mulțumesc domnilor primari care ne-au deschis porțile de a intra în casa dumnealor, de a intra în școlile dumnealor și de a selecționa copiii talentați. Și în primul rând aș vrea să îi mulțumesc domnului primar Bujor, care ne-a deschis de fiecare dată poarta în Dofteana, fiindcă Mihaela și o mare parte dintre sportivii de la Halter, în mod special, sunt din Dofteana, din proiectul Pierre de Coubertin. Alături de noi este doamna viceprimar Cămară și îi mulțumim pentru prezența astăzi în sală. Mulțumim, doamnă, pentru ceea ce faceți pentru sportul oneștean și nu numai, să nu uităm că acești sportivi vor reprezenta în primul rând România, sau cel puțin așa ne dorim. Și tot în acest cadru festiv aș vrea doar pentru 3 minute să nominalizăm și primii 10 sportivi ai clubului CSM Onești 2022. Pe locul numărul 10. Cărare Alexandru. Campionatul național, campionatul european de juniori din Italia, acolo obținut un loc 3. Are și un loc 1 la campionatul național de juniori la Brăila, locul 1 la Cupa României, locul 3 la turneul internațional Open la box. Pe același loc 10 de la secția de lupte, Andrieș Georgiana, cu un loc 5 la campionatul mondial de lupte pe plajă, un loc 1 la campionatul național pe echipe junior 1, locul 1 la campionatul național de juniori, loc 2 la Cupa României. Pe locul 9 de la secția de lupte, Rotaru Florentina. Locul 5 la campionatul european de cadență, under 17. Locul 2 la campionatul balcanic, under 17, la București. Felicitări! Locul 8, secția lupte, Rotaru Izabela. În loc 2 la campionatul mondial de lupte pe plajă. Locul 1 la campionatul național de juniori. Și locul 2 la turneul internațional, under 20. Locul 7, secția de haltere, Iulian Diaconu, un loc 5 la campionatul european, under 15 în Polonia. De asemenea, mai obține locul 1 la Cupa României, locul 1 la campionatul național de juniori. Felicitări! Ghihaniș Maria, pe locul 6, secția de haltere, locul 4 la campionatul european under 15, locul 1 la campionatul național de juniori, la campionatul național de la Constanța, locul 1 la campionatul național de tineret. Pe locul 5, Moroșan Marinela, la haltere, un loc 3 la campionatul european under 20 în Albania, locul 1 la Cupa României de la Onești, locul 1 la Campionatul Național de Tineret. Categoria 59 de tineret. Locul 4, Puiu Ana Maria, secția de lupte, un loc 5 la Campionatul European de Juniori de la Roma, locul 3 la Campionatul Național, Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă de la Constanța. Locul 3 de la secția de haltere, Sipoș Alexia, campionatul național european, locul 3. Locul 1 la campionatul național de juniori și locul 1 la campionatul național de juniori de la Constanța. Pe locul 2 de la atletism, Anton Alin.
Campionatul Național de Tineret, locul 1, Campionatul Național de Senior, locul 1, Campionatul Național de Senior de la Craiova, locul 1, la 60 de metri garduri, la 100 de metri garduri, la 110 metri garduri, aleargă foarte bine băiatul ăsta. Și așa cum era de așteptat, locul 1, cei mai buni 10 sportivi ai Clubului Sportiv Municipal din Onești, Cambei Mihaela, locul 1, campionatul european Under 20 în Albania, locul 4 la total, dar locul 2 la small, să zic eu, campionatul mondial de senior de la Bogota, Columbia. Încă o dată aplauze pentru sportiva anului 2022. Este Dana Camară și reprezint Comuna Dofteana, al cărei viceprimar sunt de peste 12 ani. Vă întrebați poate care este rolul meu pe scenă. În primul rând, am onorat invitația doamnei director Ingrid pentru a participa la această gală de premiere a performanței celor mai buni sportivi și celor mai buni elevi. Excelența în educație și în sport primează. Fără lucrurile acestea, nu vom putea fi o societate modernă. Acum 20 de ani, Bunul Dumnezeu a hrăzit familia Cambei cu un cărbune. Cărbunele acesta este în fața dumneavoastră astăzi un diamant șlefuit de familia Maftei, de antrenorii Maftei, în fața cărora mă aplec cu deosebit respect. Doamna Cristina? Nu este. Încă nu a reușit să ajungă de la campionatele mondiale. În fața dânsei, la fel, mă aplec cu profund respect. În fața domnișoarei, Cambeuța, mă aplec cu profund respect. Sunt onorată că dânsa a reușit să facă un arc valoros peste timp, legând satul Dofteana, Comuna Dofteana, de Onești, de România, de Bocota, de național și internațional. Mulțumesc că existi. Mulțumim. Și în numele administrației publice locale din Dofteana, a domnului primar Ioan Bujor, a mea personală, îți oferim acest buchet de trandafiri albi și roșii, pentru că tu ești ceea ce se numește alb și roșu. Mulțumim pentru munca ta, pentru tenacitatea ta, te felicit, îți doresc multă, multă sănătate și tot ce este mai bun, Bunul Dumnezeu se reverse în fiecare zi asupra ta. Tot ce este mai bun, Bunul Dumnezeu se reverse și asupra dumneavoastră și asupra copiilor care veniți din satul și din Comuna Dofteana. Sunteți ai mei aici, pe dumneavoastră, pe toți, cadre didactice, elevi, antrenori și sportivi, vă felicit încă o dată, formați o echipă de aur, iar ceea ce ați reușit astăzi, în această zi frumoasă de luni, să fie tradiție, așa cum domnul primar Neghină a reușit să o implementeze în fiecare an. Pentru că sunt în curând, vor veni în curând sărbătorile de iarnă, eu vă doresc tot ce este mai bun, multă sănătate, iar Moș Crăciun să aducă în tolba e minunată, cele mai frumoase daruri pentru dumneavoastră, pentru că le meritați din plin. Acum, crezi că poți să ții și microfonul și să ne spui câteva cuvinte? Bună ziua, în primul rând. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru această primire minunată în club. Sunt șocată, pot să zic, adică sunt foarte fericită. Vreau să mulțumesc în primul rând antrenorilor, Maftei Gheorghe și doamnei Maftei Cristina. Vreau să mulțumesc doamnei director Ingrid Estrate pentru tot sprijinul și tot ceea ce fac pentru mine în acest club. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care mă susțin și îmi sunt alături indiferent de situație. Nu a fost un an
ușor, pot să zic, a fost un an chiar foarte dificil, în care am reușit să mă descoper pe mine mult mai mult, pot să zic așa, un an în care a trebuit să am multă răbdare, să muncesc de două ori mai mult, dar într-un final s-a meritat această muncă grea, pot să zic, pentru că am încheiat anul cu succes, unde am reușit să iau o medalie de argint la campionatul mondial de senior din Bogota, unde am reușit să fac un record de senior, pot să spun. Mult timp a fost puțin, timp a mai rămas pentru Paris 2024. Cred că cu toții așteptăm acest moment și îmi doresc din suflet să nu dezamăgesc, să rămân în continuare concentrată, focusată pe ceea ce am de făcut și să reușesc. Acum așteptăm cu toții, cred că, momentul. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Sărbători fericite! Mulțumim, mulțumim! Intervin în alocuțiunea domnișoarei Cambeuța. Cred că pe lângă titlurile, diplomele, medaliile, tot ceea ce dumneavoastră a încununat de-a lungul timpului, poate îi mai lipsește și un mic, să spun eu, trofeu. Împreună cu domnul primar, cu aparatul de specialitate, am hotărât ca în anul 2023 să organizăm un eveniment în care domnia sa, împreună cu doamna director și copiii care reprezintă Comuna Doftana, să fie premiați, iar Cambeuța noastră de aur să primească titlul de cetățean de onoare al Comunei Doftana. Ofer și doamnei director această floare, este roșie ca și inima doftenenilor care bat alături de dânsa. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați permis să vă cunosc și oricând să știți, Comuna Doftana, Primăria Doftana, școlile din Comuna Doftana au porțile deschise pentru dumneavoastră, indiferent că sunteți cadre didactice sau antrenori, pentru că știți, foarte mulți elevi din Doftana vin la liceele dumneavoastră, la colegiile, la Dimitrie Cantemir. Foarte mulți elevi care au venit de la noi din comună au ajuns șef de promoție. Colegii mei de breaslă, pentru că eu însumi sunt profesor, și aduc aminte de nume precum Ocănașul Alexandra, Popa Ana Gabriela, Uglea Christopher și mulți alții. Și cred că au făcut cu cinste față cerințelor învățământului din Onești. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum, printre atâtea trofee, diplome, medalii, aș vrea să îi ofer domnului primar Laurențiu Neghină din partea Clubului Sportiv Municipal Onești această plachetă pe care să o aveți în birou și să vă aduceți aminte cum ne-ați premiat în anul 2020 și să ne stați alături în continuare. Și nu în ultimul rând, n-am știut, doamna vice, că veți fi astăzi, dar pentru deschiderea pe care a arătat-o Dofteana pentru sportul de performanță și înaltă performanță, domnului primar Ioan Bujor, cu mulțumiri pentru ceea ce face pentru sportul românesc. Mulțumim, aceasta a fost festivitatea de premiere. Ne încheiem aici Gala Sportului și Învățământului Oneștean, ediția 2022. Sper că ați reținut ce a spus domnul primar mai devreme. Dumneavoastră munciți, obțineți rezultate, iar datoria administrației publice este să vă răsplătească pe măsură. În 2023 să vedem cum vă prezentați. Numai bine! Felicitări tuturor!